Salariații din sănătate vor face grevă generală pe termen nelimitat începând cu data de 28 noiembrie. În perioada 15-19 noiembrie vor fi notificate toate spitalele de către Federația Sanitas privind declanșarea grevei generale. Protestatarii anunță că pe 25 noiembrie va fi grevă de avertisment între orele 8 și 10, iar pe 28 noiembrie vom organiza greva generală pe termen nelimitat, a declarat prin vicepreședintele Federației Sanitas, Marius Sepi. Federația Sanitas a mai solicitat autorităților creșterea veniturilor pentru întreg personalul din sănătate în anul 2014. Colegiul medicilor din România și implicit Colegiul medicilor din Giurgiu, ca organizație profesională, nu are dreptul de a organiza grevă, dar în același timp pot să vă spun că adunarea generală a Colegiului medicilor din România, desfășurată la 1 noiembrie, cu o zi înaintea Marșului Tăcerii, a recomandat fiecărui medic să susțină această mișcare grevistă. În aceste condiții, medicii, indiferent dacă sunt sau nu sunt membri ai Federației Sanitas, nu îi vor lăsa singuri pe colegii noștri din Coaliția Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate. Reprezentanții Sindicatului Sanitas din Giurgiu spun că principalele doleanțe ale protestatarilor sunt alocarea a 6% din PIB pentru sănătate, dublarea salariilor medicilor rezidenți, o legislație care să garanteze independența profesională a celor care lucrează în sistemul public-privat, organizarea unităților medicale cu paturi în sistem public, astfel încât să fie asigurate servicii prompte și de calitate pentru pacienți și consultarea reală a Coaliției Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate cu privire la orice măsură ce poate afecta funcționarea sistemului de sănătate. Toate aceste doleanțe au fost înaintate Ministrului Sănătății la începutul lunii noiembrie, când aproape 10.000 de profesioniști din sistemul sanitar au luat parte la un marș al tăcerii la București.